În teorie, revoluțiile victorioase par a fi momente luminoase din istoria unui popor despre care cărțile de istorie vorbesc în cuvinte frumoase. Totuși, într-o revoluție se întâlnesc și entuziasmul sau eroismul, dar și ranchiuna sau răzbunarea. O astfel de răzbunare pare a fi fost și subiectul nostru de astăzi, adică moartea unui grup de uslași conduși de locotenentul colonel Gheorghe Trosca într-o noapte dramatică din decembrie 1989. În decembrie 1989, Gheorghe Trosca era șeful de stat major al Unității Speciale de Luptă Antiteroristă, prescurtat USLA. Această unitate luase naștere la sfârșitul anilor 70, iar scopul său era prevenirea și combaterea unor manifestări teroriste pe teritoriul României. Cum s-a ajuns ca șeful acestei unități militare să fie ucis în decembrie 1989, reprezintă până astăzi unul dintre cele mai negre capitole ale Revoluției din decembrie acel an. Colonelul Gheorghe Alexandru Trosca fusese unul dintre cei mai promițători ofițeri ai fostei securități a regimului comunist. Ceaușescu se temea după 1968 mai mult de o lovitură venită dinspre Uniunea Sovietică și mai puțin de vreun atac venit din partea Occidentului. În anii 70 și anii 80, Direcția de Contrainformație a Securității Române i-a monitorizat inclusiv pe ofițerii români ce puteau fi bănuiți de a fi agenți ai Uniunii Sovietice. Printre cei pe care Trosca i-ar fi urmărit se număra și un ofițer pe numele său Nicolae Militaru, bănuit de Ceaușescu de a fi fost unul dintre oamenii rușilor și marginalizat încă de la sfârșitul anilor 70. Destinul lui Gheorghe Trosca pare a fi intrat în linie dreaptă în ziua de 23 decembrie 1989, când generalul Nicolae Militaru a fost numit de noua conducere ca ministru al apărării. Numirea acestuia în fruntea ministerului a produs stupoare în rândul multor ofițeri ai armatei române. Iar rolul benefic sau malefic al generalului Nicolae Militaru în Revoluția Română rămâne până astăzi un episod foarte controversat al istoriei noastre recente. În noaptea de 23 spre 24 decembrie 1989, noul ministru Nicolae Militaru a ordonat ca un echipaj al Unității Speciale de Luptă Antiteroristă, USLA, să vină în sprijinul sediului central al ministerului, care părea a fi ținta unui atac al teroriștilor. Generalul Militaru însuși ar fi cerut ca acest echipaj USLA să fie condus de locotenent colonelul Trosca. Acesta a preluat conducerea a trei transportoare blindate ale unității și a plecat spre minister. Pe drum, un transportor s-a defectat și a rămas în pană. Ajuns în fața ministerului cu două transportoare în care se aflau 13 persoane, echipajul condus de Trosca s-a trezit în fața unui foc încrucișat. Cei care trăgeau erau unități ale armatei aflate la fața locului și cărora li se spusese că vor fi atacate de teroriști. Este limpede că Trosca a înțeles prea târziu în ce capcană căzuse. Venit să apere ministerul de teroriști, el a fost tratat ca un terorist de prima clasă. Uciderea lui Gheorghe Trosca și a altor 7 soldați uslași în noaptea de 23 spre 24 decembrie 1989, dar mai ales tratamentul de care au avut parte cadavrele lor, reprezintă un act de o barbarie fără seamăn în ecuația Revoluției. Mi-e greu să redau în cuvinte ce s-a întâmplat atunci și acolo, dar este din păcate foarte credibil că Trosca a fost victima unei răzbunări venite din partea generalului ajuns ministru Nicolae Militaru. Ca și moartea sa, destinul postum al lui Gheorghe Trosca a fost foarte tenebros. Inițial, el a fost declarat terorist, iar mai apoi a devenit erou al Revoluției. Apoi, titlul de erou al Revoluției a fost retras și a fost numit colaborator al securității. Personajul Gheorghe Trosca nu trebuie idealizat, dar este cert că el nu a murit de gloanțele teroriștilor, ci se pare din răzbunarea unui coleg. Iar morala poveștii noastre este că uneori revoluțiile scot la iveală ceea ce este mai urât în oameni. Iar monumentele și plăcile comemorative nu pot îndrepta acest lucru. Până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste pentru oamenii inteligenți.